Echipa de fotbal feminin Atletic Drobeta a pierdut încă un meci în Liga a doua. Gruparea lui Daniel Ispas a cedat cu 1 la 4 la Ciznădie în fața AFC Hermannstad în etapa a patra a campionatului și are cel mai slab start de sezon de când evoluează în eșalonul 2. Cu Sibiencele a fost al patrulea eșec suferit în această stagiune de Severinence, iar ca o consecință a rezultatelor negative sunt pe ultimul loc în campionat cu golaveraj 1 la 23 și 0 puncte. La fel ca și Severin Encele, fără să acumuleze puncte, mai sunt alte două formații în seria a doua, ACS Colțea 1920 Brașov și ACS United Bihor. Cu Bihor Encele se vor întâlni în meciul următor, programat pe 16 octombrie, pe stadionul Severnav, fiind unul din momentele prielnice în care atleticele pot bifa un prim rezultat pozitiv. Antrenorul Daniel Ispas are la dispoziție aproape 3 săptămâni în care să pregătească partida și să le facă pe fete să uite de înfrângerile usturătoare. Lider în clasamentul seriei a doua, este CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud, cu victorii pe linie și cotată cu prima șansă, în a accede pe prima scenă fotbalistică a țării.